În analiza trecutului, istoria și memoria lucrează cu unități de măsură diferite. Este și cazul eroului din episodul nostru de astăzi. Pentru unii, acest personaj rămâne o șansă ratată a comunismului românesc. Pentru alții, el a fost doar un funcționar al represiunii, care a căzut în capcana pe care chiar el o pregătea pentru alții. Vă propun așadar să intrăm printre tainele vieții și morții lui Lucrețiu Pătrășcanu. Lucrețiu Pătrășcanu s-a născut în noiembrie 1900 în orașul Bacău, într-o familie de intelectuali de origine boierească. Tânărul Pătrășcanu a absolvit în 1923 Facultatea de Drept din București, iar în anul 1926 a obținut un doctorat la Universitatea din Leipzig, Germania. Dar aceasta era fața vizibilă a lui Lucrețiu Pătrășcanu, pentru că el mai avea și o față ascunsă. Membru al Partidului Comunist Român încă de la înființarea acestuia, în 1921, Pătrășcanu a devenit ilegalist atunci când Partidul Comunist a fost scos în afara legii în anul 1924. În perioada interbelică, Lucrețiu Pătrășcanu a fost unul dintre rarii intelectuali români care nutreau convingeri comuniste. Pătrășcanu era în anii 30 un fel de comunist tolerat de autorități. El a fost arestat pentru scurt timp între anii 1940 și 1942, iar în lagărul de la Târgu Jiu s-a întâlnit cu un alt comunist de marcă, Gheorghe Gheorghiu Dej. Cei doi nu s-au simpatizat deloc. Gheorghiu Dej spunea despre Pătrășcanu că este un comunist de operetă, iar Pătrășcanu spunea despre Dej că este prea needucat ca să-i conducă pe alții. Între noiembrie 1944 și februarie 1948, Lucrețiu Pătrășcanu a fost ministrul justiției în guvernul pro-comunist al epocii. Adevărul este că Pătrășcanu a avut un rol nefast în confiscarea justiției de către regimul comunist. În timpul mandatului său, s-a judecat procesul trucat al lui Iuliu Maniu. Alți oameni politici sau generali au fost arestați, iar regele Mihai a fost forțat să abdice. Lucrețiu Pătrășcanu este cel care a luat balanța din mâna justiției și a pus-o în mâna comuniștilor. Neînțelegerile dintre Gheorghiu Dej și Lucrețiu Pătrășcanu erau vechi, dar ele s-au acutizat în februarie 1948. Pătrășcanu a devenit atunci ținta unui atac combinat în care oameni din tabăra lui Dej și alții din tabăra Anei Paucăr l-au acuzat că ar fi căzut sub influența burgheziei. Destituit din guvern în luna februarie, Pătrășcanu a fost arestat în aprilie 1948, sub acuzația de înaltă trădare. Vreme de 6 ani, el a suportat un arest extrem de dur. În primăvara anului 1954, Gheorghiu Dej a început să se teamă că proaspătul lider sovietic Nikita Hrușciov i-ar putea cere eliberarea lui Pătrășcanu. În mare grabă, lui Pătrășcanu i s-a regizat un proces și o condamnare la moarte. A fost executat în noaptea de 16 spre 17 aprilie 1954 în închisoarea Jilava. Există multe detalii confuze în legătură cu viața lui Lucrețiu Pătrășcanu. De exemplu, lui se atribuie cuvintele „înainte de a fi comunist, sunt român”, pe care le-ar fi spus în fața studenților la Cluj în anul 1946. În realitate, Pătrășcanu nu a spus niciodată aceste cuvinte. Ceea ce a spus el era „sunt comunist pentru că sunt român”, dar această frază i-a fost apoi răstălmăcită de însuși Gheorghe Gheorghiu Dej, care dorea să-l acuze pe Lucrețiu Pătrășcanu de naționalism. Apoi, un alt detaliu mai puțin cunoscut este că la Jilava, Lucrețiu Pătrășcanu nu a ajuns niciodată în fața unui pluton de execuție. El a fost împușcat în cap, de la spate, în timp ce era plimbat pe lângă o grămadă de nisip din incinta închisorii, după care nisipul îmbibat cu sânge a fost strâns în grabă. Morala poveștii noastre arată că justiția pe care Lucrețiu Pătrășcanu o pusese în mâna comuniștilor s-a întors în cele din urmă împotriva lui. Iar până la întâlnirea noastră viitoare, nu uitați că istoria rămâne cea mai frumoasă poveste.